Mamele minore care au împlinit vârsta de 16 ani vor putea decide pentru ele și pentru copiii lor, în relația cu instituțiile statului, potrivit unui proiect depus la Parlament de mai mulți parlamentari PSD. Potrivit proiectului, mamele minore vor avea și posibilitatea să solicite și să primească direct alocațiile, indemnizațiile și alte drepturi legale financiare. Propunerea legislativă modifică și completează legea numărul 272 pe 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Mamele minore care au împlinit vârsta de 16 ani au dreptul să decidă cu privire la copilul lor, putând să semneze orice document cu caracter medical și social ce are legătură cu îngrijirea, creșterea și dezvoltarea acestuia, prevede proiectul. Potrivit acestuia, în cazul mamelor minore care au împlinit vârsta de 16 ani, indemnizația pentru creștere și îngrijire copil, alocația de stat pentru copil atât mamelor cât și copilului sau copiilor, dar și orice alte drepturi legale financiare de care beneficiază copilul, copiii acestora pot fi solicitate de către aceștia și se acordă inclusiv mamelor minore. De asemenea, în expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că în contextul social actual în care numărul mamelor minore reprezintă 10% din totalul nașterilor din România, și aproape jumătate din cel înregistrat la nivelul Uniunii Europene, este nevoie strigentă de actualizarea cadrului legislativ în ceea ce privește această categorie socială. Totodată, aceștia au menționat că datele ONG-urilor din domeniu arată că 70% dintre mamele cu vârsta sub 18 ani nu aveau acces la propria alocație, la alocația copilului și nici la alte drepturi bănești, precum ajutorul de 2500 de lei acordat la naștere. Mai mult decât atât, inițiatorii susțin că în prezent mamele minore nu beneficiază de statut juridic reglementat adecvat și nu pot beneficia de prestațiile financiare ori de servicii sociale în acord cu nevoile lor. Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului. Camera deputaților este for decizional, relatează DC News un Ungro.